Luni dimineață, pe autostrada Soarelui, s-au înregistrat trei evenimente rutiere. La ora 4:50 de minute, pe sensul către litoral al autostrăzii A2 București-Constanța, la kilometru 77, în dreptul localității Dormărunt, un autoturism a luat foc. În urma evenimentului, șoferul a decedat. În continuare se fac cercetări pentru stabilirea cauzei. Traficul pe autostrada Soarelui a fost blocat pentru mai multe ore, iar circulația rutieră a fost deviată de la kilometru 64, din dreptul localității Lehliu, pe DN3A, până la kilometru 105, în dreptul localității Drajna, de unde s-a reintrat pe autostrada Soarelui. De asemenea, la ora 6:05 a fost semnalat un accident cu 3 mașini implicate și 8 pasageri, iar la ora 7:03, tot pe autostrada Soarelui, s-a înregistrat un carambol cu 7 autoturisme implicate și 12 pasageri. Mai multe detalii ne dă purtătorul de cuvânt al IJSU Barbu Știrbei Călăraș, Ovidiu Tătăranu. Pe parcursul acestui dimineață, IJSU Călăraș a fost solicitat să intervină la 3 evenimente rutiere petrecute pe autostrada Soarelui, anume la ora 4:27, la kilometru 77 pe calea 1. Am avut un incendiu de autoturism care s-a soldat din păcate și cu o victimă carbonizată, bărbat. Mai multe detalii despre acest eveniment probabil de la colegii mei de la poliție. Un al doilea eveniment la ora 5:42, tot autostrada Soarelui, kilometru 70, calea 1. E vorba despre o coliziune ușoară între trei autoturisme, fiind implicate 8 persoane. Doar o singură victimă a fost rănită ușor și aceasta a fost preluată de un echipaj al serviciului județean de ambulanță. Al treilea eveniment, la ora 6:51, la kilometru 37, calea 1, au fost implicate 6 autoturisme, 12 persoane în aceste vehicule. Doar o singură victimă a rănită ușor, în schimb pot să vă spun că și aceasta a refuzat transportul la spital. Deci, vreau să spunem că a fost doar un carambol, o tamponare cu mai multe autoturisme, însă fără victime.